toții că medicamentele ne ajută de multe ori pe fiecare dintre noi, dar toate au în zona de prescripții niște atenționări, a nu se lua prea multe deodată, a nu se lua anumite medicamente împreună și așa mai departe. Ori în agricultura convențională aceste medicamente se dau la toate plantele, iar oamenii prin mâncarea pe care o consumă le ingerează pe toate deodată. Procesarea și adăugarea și a procesării pe lângă cele două lanțuri formează acest lanț scurt care aduce mai multe beneficii, înseamnă mâncare mai proaspătă, da? Pentru că lanțul acesta scurt înseamnă mâncare venită din apropiere, înseamnă costuri mai mici pentru transport, înseamnă o trasabilitate mai bună și o cunoaștere mai bună a provenienței acestor bunuri. Și de ce nu, este și o formă de răspuns a modului de distribuire a valorii în cadrul lanțului agroalimentar. Pur și simplu se cunoaște că de la această bază a lanțului trofic, de la fermier, valoarea crește și crește pe măsură ce mergem spre magazine, spre raft, câștigurile sunt cele mai mici la fermier și pe urmă cresc din ce în ce mai mult spre până să ajungă la client.